Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest episod voi prezenta un modul pentru testarea acumulatorilor litiu-ion 18650. Kitul de față poate măsura simultan 4 celule 18650. Curentul de încărcare și descărcare este fix de 1A, deci nu poate fi schimbat. Modulul de față poate măsura capacitatea, energia și rezistența internă a fiecărei celule în parte. Scoatem această folie de pe ecran. Să trecem la prezentarea fizică al acestui kit. Vă spusesem anterior că poate măsura simultan 4 celule, însă numai cu o anumită condiție. În partea de sus există două porturi de intrare USB-C. Primul port încarcă doar celulele 1 și 2, iar al doilea port USB-C poate încărca doar celulele 3 și 4. Dacă nu te deranjează atașarea a două cabluri, atunci este în regulă. În partea de sus mai există 4 conectori bloc în cazul în care dorim să atașăm acumulatori externi pentru fiecare canal în parte. În centru avem un ventilator micuț alimentat la 5V, era și logic, pentru răcirea rezistoarelor din spate, folosite pentru descărcarea acumulatorilor. Mai jos avem display-ul și cele 4 butoane. Să desfacem cele 4 șuruburi pentru a vedea și ce avem pe cealaltă parte a PCB-ului. Am desfăcut. Dăm cablajul din spate în lateral. Întoarcem PCB-ul. Primele componente care ies în evidență sunt cele 4 rezistoare de putere de 3,9 ohmi la 6W fiecare, fiind folosite pentru descărcarea fiecărui acumulator în parte. Pentru că se vor încălzi destul de tare, acestea sunt răcite cu ajutorul acestui ventilator. Pe lângă aceste rezistoare de putere sunt 4 integrate, PW4056HH, fiind un circuit specializat pentru încărcarea acumulatorilor litiu-ion. Mai departe, avem mai multe integrate grupate câte două, scrie pe ele 8205A, în interiorul fiecărui circuit fiind două tranzistoare MOSFET canal N. În partea din stânga, în zona asta, avem un 74HC595D, fiind un circuit logic. În zona asta, un integrat, scrie pe el CD4051B, din data sheet e un multiplexor cu 8 canale. Iar piesa cea mai importantă, integratul cel mai important, este acest microcontroller din zona aceasta, care, din păcate, denumirea lui a fost ștearsă. Nu se vede. Să alimentăm acest kit prin primul USB de aici. Să introducem 4 baterii. Avem grijă la plus și la minus. Minusul sus, plusul jos. Vedeți că în momentul când introducem acumulatorul, se schimbă automat afișajul pe ce canal a fost introdusă ultima baterie. Pe al 4-lea canal am introdus și se schimbă pe al 4-lea canal. Celulele numărul 3 și numărul 4 sunt aproape încărcate, observ. Haideți să vă arăt un test în privința încărcării pe toate cele 4 celule. V-am spus că prin primul USB de aici încarcă doar celulele 1 și 2. Să vă arăt. O să vă explic imediat și meniul. Da, e pe canalul 4 și o să observa că nu încarcă. E pe 0. Asta pentru că nu avem nici un încărcător introdus în portul de aici. Bineînțeles că se va opri în câteva secunde. Vedeți? Asta pentru că nu avem introdus. V-am spus că nu avem introdus niciun încărcător în portul respectiv. Să schimbăm canalul. Numărul 1. Pornim. E dat pe încărcare, canalul numărul 2 și aici pe încărcare și bineînțeles canalul numărul 3 nu încarcă, chiar dacă arată că ar încărca, pentru că nu avem niciun încărcător introdus și numărul 4 la fel, nu încarcă. Dar pentru a încărca vom introduce încă un încărcător în zona aceasta.
să introducem. Al treilea canal. Pornim și aici încărcarea. Vedeți că a pornit. Mă rog, sunt aproape încărcați acumulatorii și din cauza acestei curentul mic. Am pornit și pe canalul 4 și acum încarcă pe toate cele 4 canale. 1, 2, 3 și 4. Să vă prezint ce face fiecare buton în parte și ce ne afișează pe ecran. În primul rând, pe ecran ne este afișată tensiunea, curentul, capacitatea, energia, rezistența internă și timpul pentru fiecare canal în parte. În momentul de față, canalul 1. În zona aceasta ne este indicat ce face în momentul de față. Status. Și ne indică faptul că e pe stop. Nu face nimic. E în standby, cum s-ar spune. Mai jos, în această căsuță, ne indică ce mod e selectat. Tensiunea minimă la descărcare, între 2,5 și 3,5 volți. Tensiunea minimă unde să deconecteze bateria la descărcare. Și mai jos, loop, de câte ori să încarce și să descarce. Însemnând că dacă dorești să testezi un acumulator, apeși pe auto în zona aceasta, iar el încarcă și apoi descarcă automat acumulatorul respectiv. Să nu mai stai să apeși tu manual. Să vedem dacă funcționează bine și la acesta, deoarece, dacă mai țineți minte, în cazul acelui tester cu două canale, nu se descurca în regulă. Să vă arăt ce semnifică fiecare buton în parte. Cel de aici selectează rândurile de jos, din colțul din dreapta jos. Primul rând de aici și pentru a-l schimba apăsăm pe al doilea buton, descărcare, auto, încărcare, charge. E presurtarea de la charge, încărcare, descărcare, discharge și auto. Butonul acesta dă start în funcție de ce mod avem selectat. Dacă avem modul charge, încărcare, apăsăm pe acest buton, începe să încarce acumulatorul numărul 1, adică cel de aici. Și se vede că, nu știu dacă vedeți bine, acum este în regulă, se vede că pâlpe acel LED roșu. Ne indică faptul că se încarcă. Iar când acumulatorul se încarcă complet, LED-ul rămâne aprins. Apăsând pe același buton, oprim descărcarea. Butonul din partea dreaptă de tot schimbă canalul. Canal 2, 3, 4. Oricum avem notat și pe acest PCB, canalul 1, 2, 3 și 4, de la stânga la dreapta. Haideți să schimbăm rândul de jos. Am mutat pe cel din mijloc și din al doilea buton schimbăm tensiunea unde se deconecteze la descărcare bateriei. Între 2,5 și 3,5, da? Mare atenție că pe fiecare canal în parte, în cazul acesta pe canalul numărul 4. Să vă demonstrez. Punem 2,7 în cazul acesta, ne mutăm pe canalul 1, deci aici schimbăm tensiunea, să punem aici 3 pe canalul 1, schimbăm pe canalul 2 și se vede că pe canalul 4 a rămas setat 2,7, pe canalul 1 la 3 volți. Și dacă mai țineți minte, văzeți și această mică chestie din plastic. Asta înseamnă că în momentul când dorim să scoatem fiecare acumulator din acel slot, introducem ceva de genul și iese mult mai ușor. E interesant, nu? În cazul testerului cu două canale, nu venise cu această chestie din plastic pentru a scoate acumulatorii. Iar acum să verificăm și precizia tensiunii și curentului pe fiecare canal în parte. Vom începe cu tensiunea. Să selectăm pe primul canal. Pe acest afișaj ne spune că avem 3,65 de volți. 3,65. E perfect. Al doilea canal 4,10. Și chiar 4,10. Al treilea canal 4,14. Să verificăm. Da? E perfect. Și pe canalul numărul 4, pe afișaj ne vede 4,14. Și da, 4,14. Urmează să vedem și curentul. Să mutăm pe amperi. Să scoatem acumulatorul de pe canalul 1. Să punem în serie acest multimetru,
Sper să reușesc. E în serie. Dădem start la încărcare pe canalul 1 și se vede că multimetrul ne indică 1,01, iar acest tester ne indică 1,02. Deci cu aproximativ aproape de 10 mA pe plus. E perfect și așa. Continuăm cu măsurarea curentului pe canalul 2. Pornim încărcarea. 0,35 pe tester. Nu e rău deloc. E chiar bine. Canalul 3. Start. 0,14. 0,14 și pe tester. 0,13, acum 0,14. Nu, e foarte bine. Și pe ultimul canal. Da, știu, sunt încărcați complet acumulatorii numărul 3 și 4, dar na, nu e nicio problemă. Plusul în zona asta, deși nu prea contează, că na, ne afișează pe minus în caz e introdus invers ampermetrul. Sper că se vede bine, da. Pornim încărcarea. 0,16, 0,17 și 0,16. Da, 0,16 pe ambele, e chiar în regulă. Se pare că acest tester ne indică corect pe tensiune și pe curent. Da, am deconectat eu și de asta e pe 0. Introducem și acum încarc. Da, deci dacă lipsește acumulatorul, încărcarea, funcția, modul se va opri. Dacă ați observat, s-a oprit după câteva secunde. Să verificăm rezistența internă afișată în zona aceasta pe ecranul testerului și testând doar acest acumulator pe fiecare canal în parte. 1, 2, 3 și 4. Voi introduce acumulatorul în primul suport. Ne este afișată o rezistență internă a acumulatorului de 34 de miliohmi. Să verificăm și pe canalul 2, doar pentru a face comparație între canale. În mod ideal, nu ar trebui să fie nicio diferență. Pe canalul 2 ne afișează o rezistență internă de 35 de miliohmi. Să trecem și la testarea aceluiași acumulator pe canalul 3. În cazul acesta, ne este afișată o rezistență internă de 36 miliohmi. Iar acum pe ultimul canal, numărul 4. Aici ne este afișată o valoare de 34 miliohmi. Deci între canale există o diferență foarte mică de doar 1-2 miliohmi. Mai departe, am hotărât să testez și la ce tensiune și curent deconectează acumulatorul la încărcare completă, deși e clar la ce valori, știind deja că se folosește integratul 4056. Pe canalul 1, ultimul curent afișat a fost de 0,12A și o tensiune de 4,18V. Al doilea canal, ultimul curent a fost de 0,11A și o tensiune de 4,18V. Următorul canal, al treilea, ultimul curent afișat a fost de 0,11A, iar tensiunea de 4,17V. Iar ultimul canal, al patrulea, ultimul curent afișat a fost de 0,11A, iar tensiunea de 4,18V. Voi continua cu testarea pe fiecare canal pentru a verifica, din curiozitate, la ce tensiune se oprește descărcarea completă a acumulatorului dacă setăm la 2,5V. Ca de obicei, să începem cu primul canal. Deja se vede că a scăzut sub 2,5V. Și se pare că a deconectat după aproximativ 10 secunde, după ce a scăzut sub 2,5V. Iar ultima tensiune afișată pe ecran a fost de 2,42V. Pe al doilea canal se vede că a scăzut sub 2,5V, tensiunea setată. Și în cazul acesta deconectează după aproape 10 secunde. Iar ultima tensiune afișată pe ecran a fost de 2,4V. Următorul canal, al treilea,
și aici se observă aceeași tendință de a deconecta după aproximativ 10 secunde de la scăderea tensiunii setate de sub 2,5 V. Ultima tensiune afișată a fost de 2,36 V. Bineînțeles, și ultimul canal, la fel, deconectează după aproximativ 10 secunde de la scăderea tensiunii de sub 2,5 V. Ultima tensiune afișată a fost de 2,37 V. În sfârșit, ultimul test, să verificăm și pe modul auto, dădem start. Pe modul auto, prima dată se vede la status că încarcă acumulatorul, în cazul acesta de pe canalul 1. Și, dacă se vede bine, nu contorizează capacitatea și energia, ceea ce e și normal. După aproape 2 ore și jumătate, s-a oprit încărcarea acumulatorului, iar după câteva secunde a început descărcarea acumulatorului. Se vede aici la status că descarcă. Iar în cazul acesta, contorizează capacitatea și energia. După aproape 5 ore și jumătate, s-a oprit descărcarea și va începe automat încărcarea. La început, vreme de câteva zeci de secunde, încărcarea acumulatorului se va face la un curent de 0,10 A, adică 100 de mA. Mai târziu puțin, va trece la curentul de încărcare de 1 A. Se vede la status că încarcă. Iar capacitatea și energia, în cazul acesta, nu se va mai contoriza, fiind normal, logic. În sfârșit, după aproape 9 ore, s-a terminat testarea acumulatorului pe modul auto. Se vede că apare la status cuvântul end, sfârșit în engleză. La final, să tragem și concluziile. În privința preciziei tensiunii și curentului, chiar e spre foarte bine, ceea ce înseamnă că energia și capacitatea vor fi măsurate la fel de bine. Un oarecare dezavantaj ar fi că e nevoie de două încărcătoare, deoarece avem două porturi USB-C. Asta în cazul în care dorim să testăm pe toate cele patru canale. Dacă testăm doar două canale, putem folosi doar un singur încărcător. V-am spus la început, portul USB-C de aici poate încărca primele două canale, portul USB-C din zona asta poate încărca acumulatorii de pe canalele 3 și 4. Sincer, când voi mai testa acumulator litiu-ion 18650, voi folosi acest tester cu 4 canale în detrimentul celui de la Opus, mai ales că acesta măsoară automat și energia. Cam aici să termin acest clip, dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!